urmează unul dintre cele mai atipice cupluri din showbiz și puține au fost momentele în care au vorbit despre viața lor. Însă Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au povești cât pentru 7 vieți. Au adoptat acum 2 ani o fetiță, deși aveau deja 2 copii ai lor, și-au retras fiica cea mare de la școală și călătoresc aproape mai mereu cu o rulotă. Însă nu le pasă de gura lumii. Ei bine, de ce a părăsit Dana trupa Haikyuu și cum și-a cunoscut soțul, dar și cum s-au hotărât să adopte un copil măricel, aflați chiar acum. Invitata noastră de astăzi este un om special, o artistă pe care o îndrăgiți foarte mult și pe care nu prea ați mai văzut în ultima vreme. O recunoașteți ca fiind fosta solistă a trupei Haikyuu, iar astăzi se află aici, alături de noi, pentru a ne vorbi despre un proiect nou de suflet și despre faptul că familia este cel mai de preț lucru și cea care ne oferă cele mai mari bucurii. Dana Nălbaru. Cum a început această călătorie în lumea artistică? Călătoria mea în lumea artistică nu știu cum a început. A început de foarte mică și cred cu tărie că există în fiecare dintre noi încă de plantată, încă de când suntem sămânță, lucrul pe care trebuie să îl facem sau spre care trebuie să ne îndreptăm în viață. Pentru mine, eu nu am făcut eforturi mari să ajung cântăreață. Mi-am dorit lucrul ăsta de când eram mică, dar așa s-a întâmplat, nu știu când. Și grădiniță. Cântam dintotdeauna, făceam la bunica mea la țară spectacole pe prispă, fără să mă gândesc că o să ajung să cânt pe scene adevărat. Dar făceam asta. Ce a reprezentat pentru tine părăsirea trupei Haikyuu? A fost când am plecat prima dată din trupă, pentru că a doua oară n-am plecat, a doua oară am încheiat glorios, ca să zic așa. A fost o decizie de comun acord de a întrerupe activitatea concertistică. A reprezentat o ruptură extrem de dureroasă și a fost unul dintre momentele care m-au ajutat să mă formez. În perioada de tranziție am avut foarte puțini oameni, foarte majoritatea aș zice că s-a retras, dar am găsit câțiva, puțin, foarte puțin, care într-un fel sau altul m-au ajutat să mă descurc și să merg înainte. Se spune că fiecare om care ne apare în cale vine cu un mesaj. Care a fost mesajul pe care l-ai primit în urma celor 6 ani petrecuți alături de solistul trupei Voltaj? Mamă, deci mi se pare atât de departe acel moment. Parcă nici nu l-am trăit, sinceră să fiu. Adică nici nu... Nu știu. Mulțumesc Dumnezeu că mi l-a dat și sunt fericită pentru tot ce am trecut, chiar dacă a fost dificil uneori în viață. Dar n-aș putea să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că mi se pare atât de departe. Ce am învățat? Multe. Foarte multe. Foarte multe. Am crescut. A fost tot așa, o parte a drumului meu. Fiecare etapă din viață, și Haikyuu, și despărțirea de Haikyuu, și perioada în care am fost cu Călin. Cine era Dana acum 15 ani, când l-a cunoscut pe viitorul ei soț, actorul Dragoș Bucur? Eram o femeie mult mai tânără, mult mai echilibrată, mai neechilibrată, astăzi sunt echilibrată. Eram o femeie care avea nevoie de o schimbare și să-și găsească drumul. Cerusem lucrul ăsta. Și cum l-ai cunoscut pe Dragoș? L-am cunoscut la un casting pe Dragoș. Ne-am întâlnit la ceva timp după castingul respectiv în trafic și am rămas împreună, pe scurt.
Să înțeleg că a fost dragoste la prima vedere. Da. Și ați avut și o nuntă frumoasă, atipică? Am avut o nuntă atipică, da. Ne-am căsătorit la o stână undeva în Bran, cu câțiva prieteni și cu cei mai apropiați membri ai familiei noastre. Am stat 3 zile acolo, a fost foarte frumos. E un moment de care ne aducem cu mare plăcere aminte. Se spune că nașterea primului copil schimbă sau transformă relația de cuplu. În cazul vostru, cum a fost? Da, cred că s-a schimbat. Adică se schimbă lucrurile când îți iei o mașină nouă sau când te muți într-o casă. Se schimbă dinamica cuplului. Nu neapărat sentimentele, sau, dar se schimbă o grămadă de lucruri. Adică se fac upgrade-uri sau nu, în funcție de caz. La noi s-a făcut un upgrade. Noi, să zicem că am devenit și mai uniți și mai acolo, pentru că amândoi ne doream o familie. Ne doream copil, ne-am dedicat creșterii lui și după aceea lor. Dacă ar fi să vorbim despre, nu știu, o provocare, un moment mai greu din căsnicia voastră, care ar fi acela? Între mine și Dragoș, comunicarea se face foarte normal. Nu știu dacă avem. Ne ciondănim ca toată lumea. Adică avem o grămadă de momente din tot felul de lucruri, pe fondul oboselii sau pe fond de, nu știu, că eu sunt formată într-un fel și altfel, dar nu avem moment critic. Pe lângă iubire, cred că este vorba de faptul că ne dorim aceleași lucruri. Vrem să fie bine, în primul rând. Vrem să fie armonie și găsim soluții pentru treaba asta. Vrem ca cei 3 copii ai noștri să crească într-un mediu, într-un cadru armonios și înțelegem că noi suntem adulții și că noi trebuie să găsim soluții. Ați ales să adoptați un copil într-un moment de trezire, de luciditate interioară și ați ales să ați acceptat această provocare, lecția iubirii, de fapt. Care dintre voi doi și-a dorit mai mult să adoptați dacă un copil? Dacă unul dintre noi își dorea mai puțin, nu adoptam pe Roxana, nu făceam pasul ăsta. Deci amândoi ne-am dorit la fel de mult. A fost o decizie asumată și discutată cu ceilalți 2 copii ai noștri. Deși Cadri era mic, a contat foarte mult părerea lui. Noi am vorbit mult înainte de a veni Roxana, i-am explicat, el este un copil cu o capacitate intelectuală bine dezvoltată, cum îți ziceam mai devreme, și din reacțiile pe care le-a avut mi-am dat seama care ar fi reacția lui vis-a-vis de adopția unui copil, de a mai avea un membru în familie. Sofia era deja mare și ea și-a putut exprima părerea, dar dacă unul dintre noi își dorea mai puțin, nu făceam pasul acesta. A trebuit să fim amândoi absolut convinși și sinceri vis-a-vis de subiectul ăsta, pentru că a adopta un copil nu e un lucru ușor și vine cu tot felul de provocări. Din punctul meu de vedere, cel mai greu a fost să o înțeleg. Pentru că ea era deja la 5 ani, e un copil care deja are un bagaj de informații în spate, o anumită educație și pe lângă traumele pe care le-a avut, dacă cu copilul biologic există acea comunicare chimică, hormonală și îl înțelegi fără să vorbești. Îl simți mai bine. Îl simți, da. Cu Roxana nu a existat lucrul acesta și asta mi s-a părut cel mai greu lucru, pentru că a trebuit să înțeleg lucruri care mi erau aproape imposibil de înțeles. Și a trebuit să găsesc metode de comunicare cu ea. Acum, după 2 ani, ea este perfect integrată în familie, suntem foarte bine cu toții și sunt foarte, foarte fericită că mi-a dat Dumnezeu puterea asta de a înțelege, de a o înțelege pe ea, pentru că a trecut prin Lititica, prin niște lucruri destul de grele. V-ați gândit înainte să alegeți un copil care să fie mai mărișor sau? Am vrut să fie un copil mai mărișor, da. Roxana e foarte drăguță. Este un copil care se poate face foarte plăcut și e foarte veselă și foarte plină de viață. Vrea să cunoască tot. I-a lipsit până la 5 ani lucrul acesta și e dornică de cunoaștere. S-a integrat la școală. I-a fost greu să înțeleagă de ce trebuie să se ducă la școală.
am făcut niște vacanțe mai lungi. Ne-am dorit să plecăm, de aia ne-am și luat autorulota, ne-am dorit să plecăm de câte ori vrem, unde vrem, că de fapt viața nu, pentru noi cel puțin, viața nu înseamnă să aștepți să vină vacanța, ci să faci să fie vacanță tot timpul. Uite, de exemplu, acum plecăm într-o scurtă vacanță de o săptămână, a fost o chestie foarte spontană, de două zile. Ne-am decis acum două zile să plecăm. Hai. Cum e viața în rulotă? Faină. Viața în rulotă e ca viața într-o garsonieră mai mică, în care te calci în picioare dacă ești o familie mai numeroasă, în care înveți să respecti spațiul celuilalt. Dacă te trezești, n-ai unde să te duci, n-ai cum să te duci, du-te în cealaltă cameră că mai dorm. N-ai cum, trebuie să faci liniște. Dar în același timp îți oferă o libertate extraordinară. Noi campăm unde vrem, nu prea îți pasă de nimic așa când ești într-o autorulotă. E sentimentul ăla de libertate, ca atunci când oamenii se duceau cu căruța de colo-colo. Doar că asta nu e chiar o căruță, e ceva în care ai tot confortul. Ai baie, ai duș, ai bucătărie, ai spațiu de somn, ai televizor. E o căruță mai modernă. Dragoș, când are o filmare mai lungă, nici nu-și pune problema că nu mergem vreodată cu el. Mergem tot timpul împreună. O să mai locuiți în România? Poate. 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 Dacă ar fi să nu mai locuiți în România, unde alege să locuiți? Poate în Danemarca, poate în Olanda, poate în Grecia. Orice e posibil. Dacă viața te cheamă într-acolo, într-acolo te duci. O zi din viața voastră. Ne trezim la 7. Roxana merge la școală. Cadri se trezește, începe să se joace sau să învețe. Sophie la fel. Mâncăm împreună de cele mai multe ori, toți 5, înainte de a pleca Roxy. Și după aceea, fiecare dintre noi, eu și Dragoș, ne împărțim ziua după cum avem programul. Ori el e acasă, ori eu sunt acasă și încercăm să facem cu copiii diverse activități. Îi luăm cu noi sau plecăm în vacanțe. Vă ajută bunicii? Ne ajută bunicii, da, dar nu, încercăm să nu exagerăm, pentru că, așa cum ți-am zis un pic mai devreme, nu vreau să-mi crească altcineva copiii, să... Nouă ne place să fim cu ei. Te mai face un copil? Da, aș mai face un copil, da. Este în plan? Băi, nu. Nu, mie... Dar când văd câte un bebeluș, chiar recent ne-am dus la niște prieteni care au un copil mic, Doamne, este... Copiii mici, bebeluși. Pe scenă să cânt.